Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în clipul de astăzi o să vă arăt cum putem activa PowerPlan-ul Ultimate Performance pe Windows 10. Acest PowerPlan este ascuns de bază pe Windows 10 și este dedicat celor care au un sistem high-end, un sistem performant. Dacă vreți să-l activați, trebuie să știți încă de la început că va consuma mai multă energie. Toate componentele vor putea folosi energia la putere maximă și, bineînțeles, trebuie să vă așteptați la un consum mai mare. Pentru activarea acestui plan, deschidem Command Prompt cu drept de administrator. Și introducem aici această comandă. O să aveți comanda în textul de deasupra acestui tutorial video. O să vă las linkul către articolul tutorialului și în descrierea clipului de pe YouTube. Apăsăm Enter. Și acum deschidem Control Panel. În cazul în care nu aveți o scurtătură cu Control Panel pe desktop și vreți să vă puneți un shortcut, clic dreapta, mergem la setări, aici la Teams, Desktop Icon Settings și aici bifați Control Panel. O să aveți și voi pe desktop Control Panel. Mergem la Power Option și aici observați că a apărut acest plan. Ultimate Performance este bazat pe planul High Performance, însă este un pic mai optimizat, așa cum am spus, pentru sistemele puternice. Îl bifăm de aici, dacă vreți să schimbați, să puneți pe Never sau să puneți pe un alt interval de timp. Nu este indicat să activați acest plan pe laptopuri sau pe device-uri care stau pe baterie pentru că consumă energie și bateria se va descărca foarte repede. În cazul în care ulterior doriți să eliminați planul, vă întoarceți pe Balance sau pe High Performance și mergeți pe Change Plan Settings. După care dați Delete this plan. Dați aici OK și a dispărut. Cam asta a fost pentru acest tutorial. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!